s-a luat o greșeală. Capii de serie nu sunt Reghin și MC Dușna Potapca, capii de serie sunt Reghin și Satu Mare. Aici am cer scuze, rezultatul de la competiția de Imperial. Aici avem niște bilețele și ca să fie super ok și fără niciun fel de probleme, fiecare, deci avem doi capi de serie, o să-și tragă numărul în care vor intra să-și tragă serie. Deci avem doi capi de serie, băgăm unul și... unul și doi în bol și Reghin și Satu Mare își trag, da? Următorii vin și își trag numărul de trage. Acum băgăm grupele și să de trage, da? Unul A, și locul în serie. Nu de loc, jucat și meciul. Fiecare își trage, da, doi, da? Unul și doi. Reghin și Satu Mare. Să băgăm în bol binele cu unul și doi ordinea capilor de serie. Satu Mare, nu, Satu Mare va urma să tragă al doilea. Noi tragem acum unde sunt. Stați să desfaci și acesta ca să fie unul, da? Deci primul și patragem ordinea. Acum intrăm în bol cu A1 și B1, respectiv capii de serie, da? Ale grupelor. Și Reghin trage seria, da? O să mă... Da? Uite-te, dumneata. Mergem pe încredere, cred. Deci, Reghin este A1. Implicit, Satu Mare, B1. Și acum o să intru ce văd. B1. Ultima. Acum notați-vă în urmă. Notați-vă în urmă. Cine e unul? Nu, unul mai e. Trei. Asta le notez așa, ca să știm ce o să primiți imediat, că e și live pe internet. Primiți imediat, să primiți adevărat. Tragere ca la FIBA, uite, ia, ia, ia. Ce-o ultima? Da, ia, ia. Da, e de regulă. Și aici încă ultimul. A scris deja ce ai spus. Da, sunt toate. Până intră și... Ok. Deci Oradea. Să zic. Oradea, da? Dați-mi ce. Ouul. Zero ouul. Oradea? B3. MC Cluj, A3. Craiova.
pe 2. Alexandria. A 4. Băiești are A2. Da. Permiteți? Permiteți? Sigur că da. Și cel ce sigur. De 4. Știți... Haideți să te rog. A1, Reghin, Ploiești, Cluj, Alexandria. B1, Satu Mare, Craiova, Oradea, Vâlcea.